Bine ați revenit la mobilisimo.ro, acesta este MobiCast 166, podcast și videocast săptămânal. E bine, aflați că am avut o săptămână interesantă, am fost la un eveniment Quick Mobile cu gadgeturi, Samsung a oferit un update pentru ecranele roșiatice de pe Galaxy S8, am văzut noi teasere pentru HTC U11, Amazon a scos un accesoriu trăznit și am văzut și un telefon AllView nou plus un brevet Apple foarte tare. Începem întâi cu lansările. Johnny a anunțat lansarea lui M6S Plus. Este un phablet de 6 inch cu 6 GB de RAM și baterie de 6020 mAh, deci foarte generoasă. Vine cu 6 GB de RAM, după cum spuneam, și are un procesor Snapdragon 653. Mă șochează stocarea, merge până la 256 GB și variantele bază este 64 de GB. Mai primim evident și LTE, două sloturi SIM, cameră 12 megapixeli cu deschidere f1.9 și în față cameră de 8 megapixeli. Are Android 6.0 Marshmallow și scanner de amprente plus criptarea datelor. Pornește de la $508 și avem șanse să vedem telefonul România prin integrare locală de la AllView. În China a debutat Meizu E2, un phablet cu setup inedit, în ideea că are un blitz quad LED pentru camera din spate. În principiu și iPhone 7 are un blitz quad LED, doar că este în formă de cerc. La acest telefon, blitzurile sunt dispuse pe un rând lângă cameră. Acest telefon, Meizu E2, are un procesor Helio P20, de asemenea vine cu ecran Full HD de 5.55 și 4 GB de RAM. Mai bine zis 3 sau 4 GB de RAM în funcție de versiune. Cameră frontală de 8 megapixeli, în spate cameră de 13 megapixeli, două sloturi SIM și baterie de 3400 mAh, generoasă aș spune eu. Preț de pornire $188. Mai departe, spuneam că Amazon a scos un accesoriu trăznit, se numește Echo Look, vine în completarea lui Echo, boxa lor smart cu Amazon Alexa. Echo Look, asta este o cameră, cameră deșteaptă care îți spune cum să te îmbraci. Îți analizează look-ul, îți sugerează look-uri zilnice, îți faci o colecție de garderobe, poți să faci swipe printre ele și evident primești recomandări de haine de pe Amazon care se asortează cu ce ai tu prin șifonier. Face fotografii, filmează, e ghidată de comanda vocală și produsul folosește și blitzuri LED și un suport special. Are o formă de pilulă mai mare sau cap de robot dacă vreți și este util pentru fashion victims sau fashioniștii. Mai departe, o lansare din România, AllView X4 Soul Mini a debutat oficial, rulează Android Nougat și are variante cu 2 sau 3 GB de RAM. Măsoară 7,65 mm în grosime, deci destul de subțirel, cântărește 144 de grame și are o baterie de 2500 de mAh. Ecran HD de 5.5, procesor quad-core de 1,25 GHz, cameră foto de 13 megapixeli cu senzor Samsung și blitz LED plus cameră selfie de 8 megapixeli. Mai departe, telefonul are două sloturi SIM și rulează Android 7.0 Nougat preinstalat. Vine pe negru sau auriu și pornește de la 749 de lei. Continuă teaserele pentru HTC U11. El va fi noul flagship de la HTC și au postat ceva foarte drăguț pe YouTube. Am văzut niște oameni care strivesc un burete, o lămâie și o mandarină, o foarfecă, un gel de duș. Ideea că putem strivi telefonul pentru a-i oferi input. U11 va fi un fel de U-Ultra mai mic, va avea tot sticlă, tot ramă metalică, tot aceleași camere din câte am înțeles și cel mai nou procesor Snapdragon 835, plus baterie de 4000 mAh. Nici Samsung nu s-a lăsat mai prejos, în sfârșit a oferit o actualizare pentru Galaxy S8, care avea probleme. Inițial am ignorat știrea, adică mi s-a părut, da, ok, sunt câțiva oameni care au ecranul roșiatic, apoi s-a îngroșat gluma. Au apărut tot mai mulți oameni, apoi au venit și cei de la Consumer Reports, au zis că 4 din 8 modele de genul au probleme de genul acesta și Samsung a reacționat, a promis o actualizare, dar i-au și zis ceva de gen, nu este chiar un bug, contează foarte mult cum reglezi, practic nu au vrut să recunoască, dar au oferit update-ul oricum, măcar s-a rezolvat problema. Iar Apple are ceva foarte tare, am găsit în ultimele zile un brevet care în sfârșit face referire la încărcare prin wireless, adică nu mai e un charging pad, nu mai e fire, nu mai e nimic, chiar va fi o încărcare wireless, brevetul este în 2015 și Apple vrea să intre pe felia cu routerele, vrea să folosească frecvențe speciale din zona cellular sau Wi-Fi pentru a ne alimenta prin unde wireless telefonele. Știu că sună ciudat, știu că e foarte greu și știu că trebuie să am grijă ce cuvinte folosesc pentru a nu face erori la nivel fizic sau la nivel de inginerie. În principiu, sunt câteva frecvențe prin care poți transmite curent electric încât să încarci telefonul. Va fi ceva gen din aproape în aproape cu niște mici antene puse dintr-o distanță în altă distanță. Rămâne să ne documentăm. Este o tehnologie de tip beamforming care putea fi integrată pe routerele Wi-Fi. Cât de cool ar fi ca routerul tău Wi-Fi să-ți încarce telefonul de la distanță.
Ok, și acum hai să vedem, evenimentul săptămânii a fost cel la Quick Mobile, au organizat o întâlnire pe o terasă în București și au adus cele mai tari și interesante gadgeturi. M-am dat și o prima oară în viața mea cu hoverboardul, care a fost foarte tare. În principiu nu am o părere de hoverboard, știți voi, luau foc, explodau, aveau reputație proastă, vedeam lumea căzând de pe ele, rupându-și mâini picioare. Nu e chiar așa greu, după 6 încercări te înveți să ții echilibru pe un hoverboard. Am văzut și un, era să zic scooter, în fine, trotinetă electrică, tot de la Nilox, și drona DJI Phantom 4 Pro Plus. Costă vreo 2000 de euro, dar face toți banii. Se ridică la un moment dat foarte sus și filma tot cartierul din zonă în 4K, arată excelent stream-ul, face ca mult zgomot drona, este și super puternică, adică au început să zboare gadgeturile când a decolat. Am văzut și o cameră Polaroid, care și printează fotografia, și are un blitz destul de cool. Avem un articol pe tema asta cu toată lista de produse. De asemenea, am văzut o baterie externă de 11.000 de mAh care îți pornește mașina. Are acele jumper cable speciale. Am văzut și un bec anti-insecte, bărțări anti-insecte. M-am jucat cu niște difuzoare de la Xiaomi, Jabra și UE Boom. Era și o dronă în formă de ou sau minge de fotbal american care nu a vrut să pornească și o umbrelă smart. Din nou, e un articol dedicat, găsiți totul acolo. Apoi, ultima lansare, Samsung Galaxy J3 Prime. Vine cu Android Nougat. Are 1,5 GB de RAM și a fost anunțat oficial la prețul de 150 de dolari, deocamdată pe piața din SUA. Are un procesor quad-core Exynos, de asemenea vine cu 16 GB de stocare, slot microSD, o cameră principală 5 megapixeli, care vă spune cam în ce zonă se încadrează, și baterie de 2600 de mAh. Ok, gata cu știrile, trecem la fail și win. Lenovo a luat decizia, nu prea inspirată, zic eu, să închidă ZUK. ZUK este o filială a lor, filială independentă, practic au scos-o din companie și au pus-o ca un brand indie, independent, cool, care face telefoane cu dotări de flagship. Am înțeles că ar fi avut până acum vreo 5 telefoane, dar au decis să închidă ZUK pentru a se axa pe zona Lenovo, Motorola. Mare păcat, tot la fail intră și faptul că Samsung are ecranele roșiatice. Îmi părea o problemă atât de mică încât am ignorat-o inițial, dar s-a extins până la urmă. Câtă vreme vine update-ul și rezolvă problema, nu putem vorbi de un gate veritabil. Astea fi failurile. Win-ul este hoverboardul. Hoverboardul m-a câștigat de partea sa. Până acum disprețuiam gadgetul ăsta, mă rog, disprețuiam un cuvânt puternic. Îl ignoram într-un mod care înseamnă să strâm din nas. Te urci pe el, pui mijlocul tălpii pe o parte deasupra unei roți, mijlocul celelalte tălpi pe cealaltă parte și apoi te înclini în față sau spate pentru a rula. Te înclini lateral ca să virezi și cam asta este tot. Chiar am văzut pe cineva încercând să meargă pe un hoverboard, pe un teren ceva mai accidentat. Era o fată și săraca era să cadă. În principiu, se poate învăța, nu-i problemă. Asta a fost win-ul și acum trecem la întrebări. Mă bucur să văd că puneți întrebări pe forum. Mai nou, Ovidiu Skater vrea să știe dacă merită cumpărat Huawei MediaPad M2801W, care are preț accesibil și 2 GB de RAM, doar că nu-l convinge chipsetul video. Dacă vrei tableta pentru jocuri, contează mult chipsetul video și RAM-ul și bateria. Vezi că a apărut MediaPad M3, o generație nouă de tablete. Poți să-ți iei un iPad mini mai vechi, poți să-ți iei, eu știu, un Galaxy Tab S mai vechi, o să ruleze jocurile fără probleme, sau chiar un Galaxy Tab A. Lumea nu știe asta, dar Galaxy Tab A are super mega giga baterie. La jocuri nu știu cât de bună e, dar cred că se descurcă și acolo. Mai departe, un alt utilizator de pe forum, Berila MZ, vrea să aleagă între Huawei Mate 9 și OnePlus 3T. Mate 9 costă cu vreo 100 de euro mai mult. Eu am testat OnePlus 3, nu 3T, și dacă 3T îmbunătățește bateria, e super telefon. Nu că OnePlus 3 nu avea baterie bună, doar că am văzut mai bine de atât. Mate 9 a fost un super telefon, asta e problema. Ți l-aș recomanda mai degrabă pe el, doar că depinde de finanțele tale. Nici OnePlus 3T nu trebuie neglijat, sunt sigur că are super performanță. Camera lui OnePlus 3 a fost bună, dar totuși nu e o cameră duală cu bokeh și alb-negru cum are Mate 9. Depinde foarte mult de ce fel de cameră vrei. Tu vrei fluiditate, din câte văd, și baterie. Și vrei să folosești două cartele simultan. În acest moment e un Nexus 5 și LG G2. Eu aș merge totuși pe Huawei Mate 9, adică sunt prea multe plusuri la el. OnePlus 3T nici l-am testat și nu știu ce să zic. Nu mai e chiar la prima tinerețe. Victor Balaș, un nume care seamănă cu al unui arbitru de fotbal. Hei Alex, ce crezi că ar merita să-mi iau? iPad Air 2 sau iPad Mini 4? Care e mai future-proof? Ar merge pe mini, dar specificație mai slabă. Păi, evident, iPad Air 2 e mai future-proof, cred. Contează foarte mult ce faci cu el. Dacă ești sigur că o să ieși din casă cu el de mai multe ori, iPad Mini 4. Dacă nu o să ieși din casă, stai în casă cu iPad Air 2. Gamerii se bucură de o diagonală mai mare, adică se vede spectaculos un joc pe iPad Air 2, hai să o recunoaștem. Și eu țin minte că m-a șocat camera lui iPad Air 2, pe bune, are o super cameră. Știu că e jenant să faci poze cu el, dar pe bune, chiar are o super cameră. Și acum întrebări de pe YouTube. Adrian Alexandru sau Alexandru Adrian, ce părere ai despre Outlast 2? M-a nebunit lumea cu Outlast 2, toată lumea întreabă de Outlast 2. Sincer, e printre puținele jocuri pe care mi-e frică să le joc. În ideea că o să mă enervez, o să mă blochez,
o să mă sperii, și anumite FPS-uri mie îmi provoacă greață, adică nu știu, unor când joc în Unreal Tournament îmi vine să vomit, cred că este o chestie la urechea internă, echilibru, unghiul de vizualizare, sunt anumiți oameni care au, nu știu, creierul și urechea internă, așa fel încât FPS-urile le fac greață, le dau greață, îi fac să vomite pe acei oameni. În fine, asta ar fi Outlast 2 pentru mine. Mi se pare tare povestea, grafica, feeling-ul, tot ce vrei, Alien Isolation meets, evident, primul Outlast care a fost Dumnezeu. Nu știu ce să zic, nu pot să mă pronunț încă, o să mai uit la niște gameplay. Îmi place prețul, este un preț accesibil pe PS4, mai ales că vine varianta Trinity, care include și Outlast 1 și Whistleblower. Genogideunu, ce părere ai, mai merită iPhone 5S acum? Da, să zicem, deși mai degrabă ți-e un iPhone SE, că tu s-ai ieftinit masiv, cam top acolo, doar că na, are camera lui iPhone 6S, parcă, sau 6, sau 6S, în fine, da, 6S. Eu zic să mai pui niște bănuți să-ți iei un iPhone SE, nu se regreți. Cât despre iPhone 5S, este primul cu procesor 64-bit de la Apple, deci e construit să reziste ceva vreme. Al meu iPhone 5, săracul, cred că anul ăsta nu mai primește iOS 11. Ioana Bobu, bună, poți să mă ajut cu ceva? Am un, acum un Samsung Galaxy 6 Edge costă în jur de 1900-2200 de lei, depinde de culoare. Până în iulie, cât crezi că se ieftinește sau crezi că nu se mai ieftinește? În ultima vreme am început Black Friday-urile de primăvară și de vară, a nebunit lupul. Media Galaxy, Altex, Flanco, EMAG, Tech Days, Crazy Days, Evomag, toate astea. Eu zic că o să scadă prețul la 1700, chiar 1600, mă rog, cred că deja vorbim de Black Friday aici la 1600. Zic să ai încredere, în principiu nu cred că o să ai o altă lansare de Samsung care să atragă mai mult, doar dacă nu te atrage un Galaxy A5 2017. Ideea că n-ai fi foarte departe de Galaxy S6 Edge, cred că dacă le pui să se bată între ele, un duel foarte strâns. Doar că, evident, modelul mai nou costă mai mult. Eu zic că poți să prinzi un 1700 de lei, dacă aștepți până la vară. ARW și foarte multe cifre mă întreabă ce părere despre serial American Dad. Nu prea m-a prins, adică este un fel de Family Guy cu altă poveste, cu acel agent secret. Nu m-am reușit să râd. Este ideea nu că ar fi prost, nu m-a prins pe mine. La fel cum lumea este nebunită după Futurama, spune că n-ai voie să-ți placă Simpsons, dacă nu-ți place Futurama, e bine, mie îmi place Simpsons, dar nu-mi place Futurama. Nu zic că e prost? Nu-l înțeleg eu, nu-mi place mie, nu m-a prins pe mine. Adrian Nicolae, urmărești Jeff and Some Aliens? Ba chiar am zis de el în niște podcasturi, se vede că nu m-ai ascultat. Este un fel de Rick and Morty, într-o variantă mai hip, mai urbană și cu mai puțină vulgaritate, parcă. Cel mai tare episod a fost acela cu... era o rază sau o putere specială care transforma vârsta în bani. Adică la un moment dat plăteai cu 20 de ani, obțineai un Ferrari sau... plăteai cu 30 de ani, obțineai super vilă. Era o metaforă la faptul că muncești toată viața pentru bani și asta mi se părut foarte tare. Cristian Ciriba, care este telefonul care stă pe laptop? Te referi la thumbnail-ul ultimului MobiCast? E bine, este un Cube WP10. Probabil unul dintre ultimele telefoane cu Windows 10 Mobile pe care le vom testa. Mă rog, mai degrabă tabletă, dar e o graniță acolo între telefon și tabletă. Este un fel de hibrid. Alexandru FUTARKA, ceva de genul ăsta, un nume mai ciudățel, te rog mult să-mi spui dacă își merită banii un LG G6. Nu vreau Samsung sau iPhone. Sau dacă își merită banii un Nokia 6. În principiu, nu sunt în aceeași zonă, dar înțeleg ce vrei să zici. LG G6 e un telefon pe care chiar aș vrea să-l testez, să vedem cine îl dă în teste. Mă intrigă în ideea că eu au fost primii, dacă să ne gândim, cu ecranul cu muchile curbate, mă rog, nu cu muchii, cu colțuri curbate, și vreau să văd cum se compară cu un Galaxy S8, pentru că acela a fost super imersiv și G6 merge și el pe imersivitate. Aș alege G6 între el și Nokia 6, pentru că Nokia 6 mi se pare că are un CPU nu chiar impresionant. În principiu, Nokia 6 se bate cu un Zenfone 3, doar că și acela are procesorul mai bun, deci cam asta ar fi treaba. Dacă vrei, flagship și G6, dar din nou, până nu-l testez, nu pot să zic, doar că așa, la prima vedere, mi se pare tare. Și ultima întrebare, Alberto Șerban, scris cu lit words, salut, merită Galaxy 7 Edge sau P10? Iarăși o bătălie foarte strânsă, contează foarte mult dacă vrei un telefon compact sau nu. S6 Edge este, să recunoaștem, destul de mare și foarte frumos și arătos. Deci, la frumusețe, câștigă S7 Edge. La cât de compact e și ușor de ținut în mână, câștigă P10. La baterie se bate la egal, doar că băgat bateria lui S7 Edge este uriașă, deci câștigă S7 Edge. La cameră este iar un duel strâns, cred că va câștiga P10 la anumite aspecte, mă refer aici la bokeh, mă refer la culori mai realiste, filmează și foarte bine, doar că S7 Edge stabilizează mai bine, deci e cu duș întors. Ți-am zis, dacă vrei un ecran mare și gaming, pun ecran mare, S7 Edge. Dacă vrei un telefon mai compact, P10. Plus că ține de tine, vrei un corp din sticlă și metal sau un corp din metal, cam asta ar fi treaba. Și acum trecem la diverse.
La diverse o să vorbim iarăși despre jocuri. S-a anunțat Call of Duty World War II. Se întorc băieții în al doilea război mondial. Unii ziceau că ar fi vrut să vadă frontul din Africa, alții zic că ar fi vrut să vadă, eu știu, zona din Pacific. E bine, ne întoarcem iar pe plaja din Normandia, pe debarcare și alte cele, judecând după trailer. O să fim iar în pădurile alea din Franța, pline de ceață și de zăpadă. În principiu, e un răspuns la Battlefield 1 de anul trecut, doar că acela era în primul război mondial, acum ne întoarcem în al doilea. Lumea a cerut de multă vreme să se mai facă un joc cu World War II, deci na. Sper să fie un joc profund, adică să-i dea ceva poveste, nu să ne dea doar o clasică poveste de intră, bate germanii, germanii sunt răi, naziștii, al doilea război mondial, americanii se sacrifică și alte cele. Mi se pare interesant că am văzut la un moment dat un comentariu la un clip Call of Duty World War II, în care spunea că de fapt lumea nu știe, dar au fost mai mulți canadieni trimiși în Europa să o salveze de naziști decât americani, adică locuitori ai Statelor Unite. Mi se părut tare asta. Nu știu ce măsură este adevărat, dar e interesant. Apoi s-a lansat Outlast 2, a nemânii lumea. Un joc foarte crazy, messed up, trebuie să ai 18 ani să joci. Multă lume spune că se teme, că visează urât, că vomită când joacă jocul ăsta atât de ciudat e. În fine, am văzut Outlast 1, mi s-a părut tare, dar na, cred că lumea ne-a jucat la vremea lui Silent Hill 2 și 3, că prea se sperie ușor. Cred că o să încerc și eu la un moment dat, doar că nu prea le-am eu cu puzzle-urile astea grele și nu-mi prea îmi plac jumpscares. Și are din belșug jumpscares. Altă chestie care a făcut lumea să fie foarte hyped este serialul Amazon 30 Reasons Why. Am înțeles că ar fi cel mai twitterit serial din istorie, sau cel puțin de la Netflix. Vreo 30 de milioane de Twitter în câteva zile după ce s-a lansat. Nu e cine știe ce, doar că e o nișă interesantă, este o chestiune la un liceu, practic e atmosfera de liceu, cum era Beverly Hills și Dawson's Creek, doar că varianta modernă, cu Facebook, cu iPhones, cu teen drama. În principiu se sinucide o fată la liceu și lasă în urmă niște casete audio pe care le ascultă un prieten de-al ei și încearcă să-și dea seama de ce s-a sinucis și care e rolul lui în toată asta. E un fel de conspirație între liceeni, câțiva au casete și un secret, să nu spui la nimeni ce s-a întâmplat, să n-afle nimeni. Lipsesc câteva categorii aici, adică înțeleg că e un liceu, dar foarte mulți sunt albi și slabi, adică cam asta e, un fel de Twilight. Unde sunt oamenii de culoare? Unde sunt oamenii de 100 de chile? Unde sunt gotării? Unde sunt punkerii? Adică, nu știu, văd numai oameni îmbrăcați la fel, albi, frumoși, trași prin inel, adică, nu știu, ciudată treaba. Că despre muzică, a scos la familie o melodie nouă, apoi încă o melodie. Prima melodie se numește În realitate, a doua se numește F.A.K. Ambele au videoclip, s-au întors băieți în cartier, Puia și Cusișu. Eram fan la un moment dat, am copilării lângă ei, adică stau la două blocuri de mine. Mama lui Puia mi-a fost profesoră de engleză în școala generală, deci am o oarecare afinitate pentru proiectul La Familia. Evident, a scos și B.U.G. Mafia melodie imediat, cam comercială. La Familia o să aibă un concert în Parcul Iore în iunie și pregătesc un album nou, Codul Bunelor Maniere. Săptămâna viitoare începe Comic-Con, bucurie mare, concurs de Hearthstone, vine, dacă mă țineți minte, pe TLC din Stargate, știți voi, TLC avea o fel de emblemă pe frunte, era un bărbat de culoare, masiv, chel, calm, îi ieșea un goaul din burtă, bătrânul Tilk vine la noi, la Comic-Con. O să fie și Bloggers LAN Party, o grămadă de concursuri, o grămadă de personaje, probabil că vine iar cineva din Game of Thrones, cineva omorât probabil. Și cam atât cu Comic-Con-ul. Poate mă duc, poate nu mă duc, să vedem în ce măsură fac rost de invitații și am timp. Stone Sour, formația solistului de la Slipknot, Corey Taylor, a scos o melodie nouă și videoclip se numește Fabulous, Fabulous. Și sună binișor, sunt câteva interludi în care sună aproape ca Slipknot, doar că sunt și părți mai pop. Am văzut și un film de groază, Autopsy of Jane Doe, cam slăbuț, e cu Emil Hirsch și cu un nene, sunt împreună la un laborator de autopsii, la o morgă practic, le vine un cadavru ciudat care arată perfect pe din afară, o domnișoară foarte drăguță, dar pe dinăuntru totul este distrus. A fi un fel de spirit care i-a ars plămânii și după aia bântuie toată morga, vine și o furtună, nu e chiar cel mai rău film, este un fel de Lazarus Effect, un piculeț mai bun, dar mai mult de nota 5-50 nu-i dau. Asta a fost MobiCast 166, săptămâna viitoare ne reauzim. A venit vara, vine 1 mai, distrați-vă, petreceți dacă aveți timp. Dacă nu, oricum vine căldura, o să găsiți timp de mers în parc și la mare, oricând. Cam asta a fost MobiCast 166, ne auzim săptămâna viitoare. La revedere!